Armata canadiană a decis să trimite în jur de 200 de militari în Newfoundland și Labrador pentru a asista această provincie de pe coasta estică a Canadei în eforturile de recuperare în urma unei violente furtuni care a adus o cantitate excepțională de zăpadă, potrivit autorităților de la Ottawa. Aproape un metru de zăpadă a căzut în 24 de ore în aceste provincii. Zăpada și mobilele formate de vânturile care au suflat cu peste 100 de km pe oră au blocat străzile și drumurile principale, au îngropat mașini și mai multe case. Se preconizează că operațiunile de dezepezire vor fi lungi și posibil afectate de ninsorile ulterioare, în condițiile în care serviciile meteorologice canadiene au prognozat ninsori care ar urma să depășească 15 cm grosime.